Iohannis nicio propunere de premier. Ludovic Orban a declarat după consultările convocate la Cotroceni că liberalii rămân fermi pe poziție, că nu vor un nou guvern PSD, nu vor susține un nou premier PSD și au cerut președintelui să provoace alegeri anticipate. Partidul Național Liberal a luat decizia de a nu participa la nicio formulă de guvernare care cuprinde PSD. De asemenea, am luat decizia de a vota împotriva oricărei formule de guvernare care conține în formula respectivă PSD. Opțiunea pe care am exprimat-o și președintelui este aceea pentru provocarea de alegeri anticipate, deoarece considerăm că opțiunile populației de astăzi nu mai au nicio legătură cu opțiunile populației care au fost formulate în alegerile din 11 decembrie 2016. De asemenea, l-am informat pe președinte că Partidul Național Liberal, în cazul în care îi se va solicita, își poate asuma răspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare care să sprijine un guvern fără PSD. Așadar, PNL-ul nu are o propunere pentru premier, dar nu-și mai doresc un guvern.